Da, așa, te rog. Iannis, asta. Deci aici e vorba, aici e vorba. Trebuie să țineți cont și de faptul că ei, zi de zi, cu toate... Citesc, află, văd emisiuni, văd aia cu fel Mihai și fel de opinii. Dar nici nu poți să apar ca jucător de fotbal la televizor și tu să vorbești de altceva sau să fii ironic la adresa suporterilor sau la cine comentează. Te referi la Moruțan acum? Da, că și tu ai fost ironic uneori. Adică ce nu ți-a plăcut, de exemplu, la Moruțan? Ironiile astea ți s-au plăcut ieftine? Da, sunt slab sau că îi face... Da. Nu îi face nimeni nici cum în momentul de față. Ei trebuie să dovedească... Dar nu crezi că e o supapă de refulare, Adi? Ba da. Trebuie pe tine. E o supapă de refulare. Da, dar du-te acasă și... Sau, și refulează. Sau cu tine tu crezi că declarația lui Viorel, lui Viorel Moldovan, n-a fost citită de ei să desfințăm fotbal? Ba da. Clar. Și tu, tu ca jucător de fotbal, te duci la televizor și dai răspuns? Dar să răspundă federația, oamenii de acolo, nu ca jucător. Tu trebuie să răspunzi. Exact. Da. Tu, nu el. Tu, Moruțan, vezi de fotbal. Că la prima greșeală care o face, nu-l toacă? Bă, Daniel, haide mă, tu vorbiți. Tu ai fost unul care răspundea și la antrenori. De eu la fel. Ascultă-mă. Și de ce era problemă? Și care era problemă? N-ai înțeles un lucru pe mine. Da. Mă înjurați 10.000 sau mă înjurați 50.000, tot aia era. Da, dar răspundeai. Te aplecai să vezi dacă e gazonul tare. Păi nu mă, chideam la șiretul. A, pă, bravo, mă. Și erai, ăsta de ce nu poate să vorbească? Și... Ascultă, una e să te închizi la șiretul, alta să răspundă. Nu, băi, frate, lasă-mă să răspundă, să aibă personalitate. Păi asta nu e moralist. Nu, băi, era Mihai. Îl întorcea cu fundul la tribună. Tu arătai la oia dacă aveai numărul pe short. Lupul moralist îl cheamă, mă. Lupul moralist. Am, ce mai va. Lasă-mă, răspunde-mă, Moruțane. Bravo, mă, aveți, mă, personalitate și răspunde. Și pe teren și în afara terenului. Pe teren, îți de acord cu tine. Da, mă, lasă-i să răspundă și acolo. Mă, lupul moralist s-a maturizat. Care e problema? Oamenii se maturizează. A jucat bine Moruțan? Foarte bine. Bravo, mă. Ieși, mă, și răspunzi. Lăsa-i, mă, toată lumea îi spune bravo lui cum a jucat. Și că a răspuns tot bravo lui. Uite, eu sunt fanul lui Moruțan. I-a driblat pe ea ca pe clătite. Da. Ce vrea să zic? Să tu erai, puneai clătitele la perpel și cu ăla. A intrat foarte bine ca și cum a intrat și cu Elveția. Mie îmi place foarte mult el ca jucător. Și bine că le-a și răspuns. E jucător ca și tine, de ultimul 30 minute. Dar nu poate. Așa nu poate. Lasă-l, dați-l 10 minute, mă. Că, păi și eu transpiram mai mult la declarații. Transpiram mai mult la declarații. Deci, cum ai zis tu, mă, bravo, Moruțane? Da, mă, să aibă personalitate. Și Stanciu, și Moruțan, și... Bă, trebuie să vorbească când joacă unul bine. Cum i-a zis Țiții Dumitriu lui Ilie? Du-te, bă, că ai dat două goluri, bate tu, că dacă ratezi, n-are nimic. Că oricum ai dat două. Și, păi, când să vorbească? Când calcă pe ea... Când sunt slabi? Da, uite, Cobra nu e de acord. Nu, zice că nu e, că nu e ok. Nu, mă, lasă-i să vorbesc. Cred că trebuie să arate acolo în teren toate lucrurile și după ce ne calificăm ar putea să mai răspundă. Să sun. Atunci ar putea să mai răspundă. Mie mi-a plăcut jocul lui. E greu și pentru ei, Adi. Păi bă, e greu toată și lumea e toată, frate, lumea. Nu-s bun, nu-s bun. N-a spus așa. Lumea e toată pe evoluțiile lor. Exact. Ok, și după un meci bun nu poate să mai dea și un răspuns, Dani. Tu crezi că există vreo romă care nu vrea să ne calificăm? Da. Cine? Tu? Mulți. Mulți. Păi n-ai văzut comentariile? Domne, mai bine nu ne calificăm decât să ajungem acolo să ne facem de râs. Lasă-mă asta să ne facem de râs. Asta ca împotriva federației și împotriva lui Edi. Probabil. Dar lasă-mă, uite, eu vreau să ne fac, să mă duc în Germania și să râdă ăia de mine după ce ia bătaie echipa națională. Să mai uite românul ăla, 3 v-am dat, 5. Ok, mă, bravo vouă. Dar am plecat să fiu acolo. Dar să fim acolo. Suntem la masa bogaților. Da, frate, suntem acolo. Bă, nu mănânc cu oia vită arsă cum a făcut-o Adrian Ilie. Mănânc cu un cârnăcior. Ce-i făcut, mă? Ars cârnați, mă. Ce-i făcut? Nu, cred că n-am înțeles nimic de ce s-a întâmplat aseară. Că ne uitam la meci. L-ai invitat pe Ivanovici la masă și când a plecat de nervi s-a oprit la McDonald's. N-ai înțeles, m-ai invitat la masă, nu mai vin a doua oară niciodată. Uite, n-a auzit că a uitat cârnații pe foc și am făcut. Ne uitam la meci și dăduse gol Israelul. Eram supărați. Aia zic, lasă-i, mă, să răspund. Cum n-ai televizor la grătar? Auzi, da? Eu am pus televizor pe grătar. No, da, stai. O ipoteză, stai, scuză-mă puțin, să râdeți puțin. Dacă făceam noi meci, nu la seară, doamne. Tu vrei să pui povestea cealaltă, nu? Și făceau aia meci, nu, Israel. Cum ce vrei să spui? Ce comentam? Eram supărați. A, lasă, bine că am criticat. Dar fii atent, știi ce pățim, nu? Mă auzi, știi ce pățim, da? Ne cheamă omul șmecher, stăm pipera, fițe, alea. Mai înțeles? Casa, când am venit, casa se învârtea după lună. După lună. Făcea casa. Grătarea alea, totul ok. Mă rog, ars, cârnați, nu mai contează. Oricum nu mă mai prinde, stai liniștit, mai înțeles așa.